cursului de pescuit extrem pe Dunăre, Băutfish și Challenge, care s-a desfășurat în apropierea insulei Mocanu. Participanții au pescuit din barcă în zone care au dat de furcă pe pescarilor, dar aceștia s-au descurcat cât se poate de onorabil. La final a avut loc festivitatea de premiere pe pontonul San Giorgio de pe canalul plantelor. Toți participanții au primit diplome și medalii, dar și diverse premii. Echipa care a primit premiul pentru cea mai mare cantitate de pește prins a fost formată din Marian Ștefan Bejgu și Mugur Fron.
la mal cu cea mai mare captură, respectiv George Ciobanu și Emanuel Manda. A fost prinsă de... sau declarat mulțumit chiar dacă nu au avut parte de capturi impresionante. S-a dovedit astfel că mult mai importantă este pasiunea pentru pescuit. Așa spuneau cel puțin cei care au avut prins Marian Ștefan Bejgu și Mugur Frone. Cum a fost? Frumos, interesant, friguros în același timp și la sfârșit frumos. Pentru prins pește cantități mari, ce ziceți? Nu. Suficient că e pescuit extrem. Frumos! Extrem și nu îl faceți la crescătorie așa mai comod. Fie mult mai palpitant pe Dunăre decât la baltă să pescuiești. Gata asta pentru cantitate. Mai țineți minte ce cantitate, cea mai mare cantitate pe care ați prins-o vreodată?
dumneavoastră ce cantitate ați avut. Acum sunteți favorizat că ați auzit recordul dumneavoastră. O parte mă bucură de peștele prins de prietenul meu. Partea a doua am prins nu la adunare cantități mari la o baltă mai de mult cândva un crab de 8 kg. Premiată pentru cea mai mare captură a fost formată din doi giurgiuveni. Nu a fost totuși o captură mare, dar George Ciobanu și Emanuel Manda nu s-au arătat supărați de acest lucru. Felicitări. Spuneți-ne cât v-ați chinuit să scoateți de această mare captură. Această mare captură nu prea a fost mare. Dar spre norocul nostru la acest concurs condițiilor de pescuit după Dunăre cu alge foarte multe și intemperiilor pentru că a plouat cam tot timpul.
foarte mulți care au îmbarcați juveni, juveni care au îmbarcați juveni, nu știu ce a ținut acasă, dar asta este singura dezamăgire. Ați luat peștele acasă? Da, ai îmbarcat. Ca să arătați că ați fost la pești. Da, normal. Felicitările. Sâmbătă s-a dovedit din nou. Extrem oferă satisfacții celor care iubesc acest sport, dar și peisajele oferite de bătrânul Fluviu. Un motiv în plus ca și organizatorul George Dragne să fie mulțumit. Un concurs din punctul de participării. Sau mai bine să ajungem celor înscriși, în sensul că am avut foarte mulți participanți care s-au înscris în competiție. Vremea de afară și ploaia de dimineață s-a speriat pe 4 dintre echipaje și acestea s-au mai prezentat. Însă la
rog să închei cu un mesaj, un semnal pentru participanții de astăzi și pentru cei care vor să vină și anul viitor. Fiți curajoși, fiți pe scară extrem și bucurați-vă de ceea ce poate să ofere Dunărea, pentru că întotdeauna este imprevizibilă, dar întotdeauna oferă momente frumoase. Toți participanții au primit sâmbătă premii în cadrul unei tombole organizate cu ajutorul numeroșilor sponsori ai evenimentului. Organizatorii nu au uitat pe nimeni, oferind de la vouchere pentru sejururi în Delta Dunării și până la diverse